Salut și bine venit la un nou episod din seria Băi, am găsit nume. N-are nume. Episodul 5. Astăzi vom face review la cântarul Nokia Buddy Plus Body Composition Wi-Fi Scale. Zic să ne apuc. După cum am mai spus, acesta este modelul Buddy Plus. Diferența dintre Buddy Plus și Cardio, dacă nu mă înșel, îi spunea, este că unul la mână, Cardio nu se mai produce, era cel mai scump. Doi la mână, Buddy Plus măsoară și masa musculară, masa osoasă, masa de apă și îi determină inclusiv poziția în care stai pe cântar pentru a măsura cât mai precis greutatea. Buddy simplu, din ce știu, vine doar ca și cântar cu funcția de sync cu telefonul, despre care vom vorbi puțin mai târziu, dar nu are aceste feature de analiză a corpului. Haideți să ne uităm la ce era înăuntru în cutie. Avem în primul rând cântarul, dar pe acesta îl vom pune puțin deoparte. Avem cutia din interiorul cutiei. Pentru moment aceasta acum este cât se poate de goală. Și mai era ghidul de instalare, Nokia Buddy Plus Quick Installation Guide. În 1, 2, 3, 4, 5 limbi, engleză, franceză, germană, spaniolă și italiană. Pe prima pagină acestui manual vedem ce găsim în cutie. Cântarul, niște piciorușe pe care le putem folosi pentru covor și ni se menționează faptul că sunt 4 baterii AAA, dacă nu mă înșel, incluse înăuntru un pachet. Iar mai departe, cum să pornim cântarul și cum să găsim aplicația. Incluzând o pagină despre care and maintenance, dar nu cred că este asta momentul în care să trecem peste ea. Dacă veți cumpăra cântarul, sunt convins că veți fi foarte interesați să o citiți. Sau nu. Despre cântare, vine ambalat cu un fel de folie care este incredibil de jegoasă. În timpul în care stătea cântarul ăsta în depozit, Nokia a și vândut divizia care îl producea unei companii numite WeThings, care, din ce am înțeles, era de fapt cea care făcea inițial cântarul, după care a fost cumpărată de Nokia, după care n-a produs bani, după care WeThings a cumpărat înapoi divizia de la Nokia care cumpărase WeThings. Da. Haideți să scoatem din folia asta, să vedem exact cum. Avem aici un flaps de care se trage. Și mai departe văd că va ieși ca dintr-o husă, numai că avem aceste patru piciorușe aici de care trebuie să ne ocupăm, așa că pam 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 pam. Sau o rupem mai departe și nu ne mai interesează. Acesta este cântarul care a venit cu o pată de grăsime aici jos și cu mai multe urme pe el. Partea asta cred că e de la cum am ținut eu în palmă, dar urma asta de grăsime o vedeam și din folie. Nu-i bai, îl curățăm și continuăm mai apoi. Pentru a-l porni, trebuie să tragem de acest pull tab, să-l scoatem afară, deși nu știu dacă putem cât timp este capacul încă pus, aparent am putut. Helltap.nokia.com este ce scrie pe ecran. N-am nici cea mai vagă idee cum să interacționez cu treaba asta, așa că zic să luăm aplicația și să vedem ce se întâmplă cu ea. Dacă funcționează sau dacă ne vom uita la healthapp.nokia.com pentru restul vieții. Aplicația se numește WeThings HealthMate, înainte se numea Nokia HealthMate. Din nou, s-a vândut, s-a cumpărat, deci WeThings HealthMate. Ok, hai să intrăm în aplicație. Și în mod normal trebuie să facem sign in, dar suntem întâmpinați de ecranul de Buddy Plus Scale Detected. Haideți să dăm install, I guess. Și după aia, pair your scale to your phone, tap pair to continue. Pair. Ok, suntem întrebați sistemul de operare dacă vrem să continuăm sau nu cu împerecherea celor două device-uri sau conectarea celor două device-uri. Vrem, evident. Iar mai apoi trebuie să ne facem contul, vom băga adresa de e-mail. Vom băga o parolă. Zic să mai adăugăm o parolă. Mult mai bine. Suntem de acord cu tot ce trebuie să fim de acord. Ca mențiune, nu folosiți niciodată ca parolă, parolă, parolă. Sau parolă. Sau parolă 123. Sau parolă 1456. Prenumele. Numele.
sexul și data nașterii. Era o glumă, nu m-ați prins. Height și greutatea. Nu vă uitați. Acum suntem întrebați dacă vrem ca HealthMate să ne trimite notificări, cel puțin în flow-ul de pe iOS, da, vrem să ne trimite notificări și putem să-i dăm next și să continuăm. Mai departe, ni se cere o rețea de Wi-Fi la care să ne conectăm. Aparent, dintr-un motiv sau altul, nu o vede pe a mea. Aparent, am aflat că nu putem folosi acest cântar pe rețele de 5 GHz. Your product is only compatible with 2.4 GHz Wi-Fi networks. Error 2. Asta va complica foarte mult situația. Mai mult decât ați crede. Pentru că se presupune că eu acum știu parola de la router, ceea ce... Nu. Ok, 10 minute mai târziu sau un sfert de oră, chiar până am găsit parola de la router, până când am creat rețeaua de 2.4, până când am refăcut rețeaua de 5, pentru că a schimbat tot ce... Dar suntem aici, cu cântarul care nu suportă o rețea din secolul ăsta și haideți să vedem dacă totuși funcționează după ce ne chinuim să-i spunem în ce rețea vrem să mergem. După ce am păsat timp de 3 secunde, avem din nou healthapp.nokia.com. Ok. Next. Pair, we did this before, body scale connected, yes, that's true, nearby networks, ok, acum apare și a mea, trebuie să bag parola din nou, ceea ce este o plăcere, checking for updates, downloading and preparing your update, asta este absolut fascinant. În timp ce se întâmplă chestia asta, să vă spun puțin despre cântar, are 4 senzori de greutate, unul în fiecare picior, ceea ce nu cred că e special pentru cântarul ăsta în particular, cred că așa funcționează orice cântar electronic. Dar greutatea maximă este de 160 de kg, are acel feature de care v-am povestit în care detectează poziția în care stai pe cântar. Nu știu exact ce vrea să însemne asta, dar whatever. Aparent este un feature patentat sau patent pending, so there you go. În același timp, recunoaște până la 8 persoane individual și știe să syncuie automat cu contul persoanei care se urcă pe el datele pe care le-a măsurat. Deci dacă sunteți 4-5 membri într-o familie, aveți cântarul ăsta, când se urcă copilul, când vă urcați voi, va ști care e care și va sincui în contul lui, ceea ce mi se pare absolut genial. Alte informații deosebite despre acest cântar nu știu, sincer n-aș avea să vă spun. Ce observ într-adevăr este că după faza cu 2.4 GHz simt cumva că e din alt secol, dar... E oricum cu mult înaintea oricărui alt cântar pe care îl veți găsi într-un magazin. Și dacă le cumpărați acum, poate vă recomand să căutați unul care este nou, care este branduit cu WeThings în loc de Nokia, pentru că, din nou, Nokia nu le mai produce. Prețul ar fi undeva la 500 de lei pentru acest cântar, 450-500, eu l-am prins de Black Friday redus la 300, dar dacă sunteți curioși, uitați-vă în descriere, o să pun un affiliate link către EMAG, evident dacă veți cumpăra cântarul voi primi și eu undeva la 80 de bani, dar poate că veți găsi acolo un preț bun, sper că da, dacă nu, there you go. Căutați în altă parte. Eu personal de la Altex am luat numai că Altex nu are affiliate links, so sorry. Nu că cei 100 de view-uri de la acest video vor genera nu știu ce profit pentru Altex sau pentru EMAG, dar speranța moare ultima. Ok, personalize your scale. Go ahead and select the things you'd like to track. Și avem aici weight trend, fat mass, body water, weather, bone mass, muscle mass și BMI. Ok, so weight e greutatea, weight trend este graficul pe care îl va genera cântarul pe ecran când vă veți urca pe el. Va arăta că ieri ați avut atâtea kilograme, alte atâtea kilograme, va face un fel de grafic. Deci vrem, fat mass, yes I do, because I am, body water, yes, weather, yes, îți va arăta vremea pe ziua respectivă în momentul în care te vei urca pe el, which whatever, I guess that's useful. Bone mass, sure, muscle mass, sure, și body mass index, I guess this is, I'm not completely convinced. Și puteți să schimbați ordinea în care vor apărea pe ecranul cântarului. Let's just go with next. Configuring your body plus scale. Setup is complete
and now we're ready to use it. Okay, so set a weight goal. Whether you'd like to gain, lose, or maintain your weight, it's always great to have something to work towards. That's true. So, what is the target weight? And I guess we have to drag. Ok, tragem puțin în jos. Targetul este undeva la 80. Well, I guess dacă aș ajunge la 80, aș fi doar plinuț. Deci, ok, next. At which pace, kilograms per week, would you like to reach your goal? Ok, acum în mod normal răspunsul e fucking 20, dar hai să încercăm ceva de bun simț care ar fi undeva la... Oh my, this is quite complex. Asta înseamnă că voi ajunge în 20 de săptămâni la greutatea de 80 de kilograme, adică undeva în aprilie 2019, scrie în stânga. Bun, cred că 1,0 kg pe săptămână e ceva realist. În același timp, cred că dacă voi să bine ritmul ăsta, voi fi mai gras decât permite legea pentru foarte mult timp, așa că 1,5. N-am voie. Ok. 1,3 maximum. Ok. Vrem să slăbim cu 1 în cazul ăsta. Nu suntem chiar atât de hardcore încât să atingem maximul. Change my goal. That's an option. We don't want it. Next. Bare feet, please. Remember, body fat and other body composition values cannot be measured through shoes or socks. By the magic of editing. Ta-da! Next. Okay, so take your time. All four corners will flash to indicate you're in the right spot. To capture all your measurements, stay on scale. Which I did. Next. Let's try it out. It's time to step on the scale. Check back here after a few minutes to see your measurements. Okay, am făcut deja asta. Nu știam că trebuie să aștept. Părea că ăla e momentul. Done. Ok, și deja datele sunt sincronizate, văd că. Welcome to HealthMate. This is your timeline, your new home of health data and insights. Your scale measurements will appear here a few moments after you weigh in. Got it. 99,3 kg. Îmbrăcat, ce drept, dar 99,3. 27,2% fat mass, which I guess means I'm fat. So, nu știu, ok. Știu că Harvey Specter avea 5%, deci... Maybe I'm behind. Și câteva link-uri gen de learn more, make the most out of your body plus scale. Welcome HealthMate. Enjoy a quick tour of your new favorite app. And start tracking steps. No, thank you. Am deja alte chestii pentru asta. Avem un dashboard unde weight today, start logging your heart rate. Oh, nu, prieten, nu facem asta. Ok. Ok. Se poate să revin cu mai multe informații despre cântarul sau tot ce l-am folosit, se poate să fac un mini-challenge în care să-mi propun să slăbesc undeva la 10 kg într-o lună. Dacă am să fac, o să fac un video. Dacă nu, oh well, there you go, you'll never know. Ne vedem în video următor, până atunci puteți să mergeți să vă uitați la alte video pe care le-am făcut, cum ar fi unboxing-ul pentru Apple Watch, pentru Canon 80D pe care filmez acum, sau pentru Canon 200D. De asemenea, dacă nu mă înșel, mai era și Xbox-ul care este sigilat de la EMAG, așa că dacă vreți să vă uitați la tehnologie sau videouri cu unboxing-uri de chestii, vă invit călduros să o faceți. De asemenea, puteți să mă urmăriți pe Instagram, Facebook, Twitter, I guess am și un site. Toate sunt Alex Vabaza, așa că vă aștept oriunde cu handle-ul Alex Vabaza și mă veți găsi. Până mai târziu, care acum se numește With ceva.